Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi vă voi arăta cum îmbrac eu un tort în frișcă naturală. Am decorat acest tort cu trandafiri. L-am făcut pentru o prietenă. Pentru a îmbrăca tortul o să avem nevoie de 500 de ml de frișcă, 2 linguri de zahăr pudră pe care le batem împreună pentru 2-3 minute. Cu o paletă de plastic luăm tot surplusul. După ce am bătut frișca, o adăugăm în mijlocul tortului și cu o lingură întindem frișca cât să cadă pe toate părțile, pe lateral. Să avem grijă să nu batem frișca prea mult. Consistența friștii trebuie să fie moale, cum este a mea, după cum se vede, ca să aveți timp să îl puteți modela cum doriți. În cazul în care o să bateți frișca prea tare, nu o să mai puteți să întindeți prea mult, pentru că ea se întărește foarte repede prin naturală. Puteți să mai adăugați frișcă în cazul în care mai este nevoie, până reușiți să-i dați o formă cât mai dreaptă și rotundă. După ce am îndreptat tortul, luăm tot surplusul cu paleta, curățăm suportul și îl dăm la frigider până în momentul în care o să pregătim totul pentru a decora tortul. Așa arată finisat. Nu e cel mai perfect, dar e ok. După ce l-am lăsat la frigider, am pregătit glazura. L-am scos, am adăugat glazura peste și acești trandafiri. Sper să vă ajute acest video și ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!